Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios, el nuestro director, Assalamu alaikum, pacha a supra vostra. Mi am notat câte ceva și folosesc și tehnologia asta care o să-mi omor într-o zi. Vrem să vorbesc cu totul altceva în partea a doua, dar pentru că astăzi a venit și musafiri deosebiți, înainte de a intra la predică, mi-am amintit de cazul celor două surori a noastre, dublu surori, cum am obiceiul să spun, și românce și musulmane, adică sunt surorile noastre și de neam, de sânge și de credință, care au fost bătute în București alaltă. Pentru ce? Pentru că aveau batic în cap. Pentru că aveau hijab în limba arabă, batic în limba română. Iar acest lucru pentru mine, sincer să fiu, mă înspăimântă. De ce? Pentru că nu înțeleg logica acelor bărbați și femei care le-au atacat pe cele două tinere musulmane, românce musulmane. Erau surorile lor de sânge, pentru faptul că aveau batic în cap lăbătut, îmi pun întrebarea de ce nu l-au bătut atunci pe niște călugărițe, măicuțe, să le iei la cafteală. Măcar musulmanele umblau frumos, colorat, îmbrăcate, aveau hijaburi frumoase. Măicuțele umblă îmbrăcate în negru și au și batic urât. De ce nu le-au bătut pe alea? Deci nu le-au bătut pentru că erau acoperite, ci pentru că aparțineau unui anume grup religios. Adică erau musulmane. Nu din cauza îmbrăcăminții. Îmbrăcămintea le-a dat de gol credința lor, religia lor, drumul pe care îl urmează. Dacă în România s-a ajuns la un astfel de eveniment, vă rog să mă credeți că mă înspăimânt. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că poporul român s-a prostit de tot. În afara faptului că mass media, cu predilecție, îi învață pe români că musulmanii sunt teroriști, sunt criminali, vor să construiască un mega, super, ultra moschee care să-i islamizeze, care să le aducă teroriști în casă și așa mai departe. Deci, sunt vinovați cei din mass media. Sunt vinovați cei care conduc mass media. Dar eu vă spun altceva. Haideți să nu mai arătăm cu degetul. Suntem vinovați noi oamenii că înghițim aceste găluște care ni se dau. Avem cap. Dumnezeu ne-a dat cap. Înăuntru există creier. Vă spun eu. Vă rog să vă luați după ceea ce spun eu. E garantat, e demonstrat științific. Avem creier. Cu creierul ăla gândim. Acolo se electrocutează cineva și gândim. Trebuie să gândim. Deci este absurd ca poporul român să ajungă să bată două fete pe stradă pentru că au batic în cap. E absurd. Noi nu suntem ăștia. Ăsta nu e poporul român. E adevărat, nu a fost tot poporul român acolo. Au fost numai 8 sau 9 persoane. Dar eu o văd ca un atac al poporului român. De ce? Pentru că poporul român ar trebui să gândească fiecare om în parte și să discearnă ceea ce este bine și ceea ce este rău. Din punctul meu de vedere, ca musulman, adică ca om supus la omul Dumnezeu, pentru că musulman asta înseamnă și ar trebui să înțeleagă, într-un final ar trebui să înțeleagă și românii. Că musulman înseamnă om supus la un Dumnezeu. Doar că se folosește această expresie acceptată, unanim acceptată, ca musulman, muslim, și despre care oamenii cred în momentul de față că sunt niște arabi teroriști. Ei bine, eu sunt musulman, sau mai corect, încerc să fiu musulman, încerc să fiu un supus al lui Dumnezeu, și sunt român. Și nici măcar n-am bombe. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă duc acum să-i dau un cap la băiatul sau să le dau un cap la băieții și fetele care le-au bătut pe cele două surori mele. În niciun
Dumnezeu în Coran ne spune, respinge răul cu binele. Dumnezeu ne spune, respinge răul cu binele. E datoria noastră. E datoria noastră. Și vreau să vă dau și un citat din Coran. În capitolul 41, versetul 34. Un bine nu este asemenea unui rău. Răspunde cu mai bine și cel care este în vrăjmășie cu tine îți va fi apoi un prieten apropiat. Ca de obicei, Dumnezeu ne învață moderația. Ca de obicei, Dumnezeu ne învață să iubim cu moderație și să fim supărați. Sau să urâm. E un cuvânt urât. A urât? Cu moderație. Vorbește-i frumos prietenului tău, dar și dușmanului tău. Spune-i adevărul prietenului tău, dar și dușmanului tău. La un moment dat vor înțelege amândoi. Și prietenul tău, și dușmanul tău. Și dușmanul tău va deveni prietenul tău. Dar spune adevărul. S-ar putea ca prima dată să te înjure. Ok. Am fost înjurat de grămadiuri. Și m-a durut? Nu. M-am enervat? Da. M-am enervat că am mușcat din gard. Dar nu l-am pleznit. Am făcut o pauză și am luat-o la început, a doua zi sau a cincea zi sau a 55-a zi, i-am vorbit frumos. Vreau să spun că un om, oricât de rău ar fi, un om, oricât de prost ar fi, un om, oricât de răutăcios ar fi, sau de spurcat în sufletul lui, dacă îi vorbești frumos o dată, de două ori, de 22 de ori, de 2222 de ori, la un moment dat o să se spună frumos. De ce? Pentru că bunătatea ta o să topească răutatea din sufletul lui, prostia din creierul lui o să le topească precum soarele topește untul. O să spuneți, bine mă, nebunule, dacă mă înjură de 10 ori, poate tac dacă mă înjură de 15 ori, dau două peste gură. Și eu vă spun, noi, oamenii, nu voi, noi, eu, de câte ori am înjurat pe Creator? E bine, toți o să spunem că niciodată. Știu, toți suntem cei mai credincioși. Nu e așa. Deci fiecare om, în rândul lui, într-un fel sau altul, a spus lucruri urâte, foarte urâte Creatorului lui. Și totuși Dumnezeu are răbdare cu noi. O zi, o lună, un an, 10 ani, 50 de ani, 100 de ani și așteaptă să ne îndreptăm. Oare noi nu datorăm față de semenul nostru măcar un strop din acea răbdare pe care Dumnezeu, atotputernicul, cel care este iubire, cel care este răbdătorul, nu datorăm semenului nostru un pic din ceea ce Creatorul ne dă în fiecare clipă? Eu zic că da. Știu că e greu. Știu că e greu. Lucrurile ușoare le fac oamenii lipsiți de importanță. Oamenii lipsiți de valoare. Din cauza asta, Dumnezeu cere de la noi un lucru care pare greu. Pentru unii oameni pare imposibil. Zice să fiu acum 20 de ani, pentru mine pare imposibil să accept ca cineva să mă înjure 5 ani de zile și eu să nu-i schimbă multe lucruri. E bine, acum, poate din cauza că am îmbătrânit sau poate din cauza că mi-a crescut mintea sau poate din cauza că am înțeles ceea ce Dumnezeu cere de la noi, sincer, am răbdare ca un om să mă înjure de 55 de ori și cu cea mai mare liniște sufletească am să-i spun la 56-a oră adevărul și am să-i arăt respectul meu. Dacă noi nu arătăm respect celorlalți și la primul strop de furie a lor le răspund sau le răspundem cu furie, nu o să facem niciodată nimica. El îmi scoate în ochi, eu îi scot în ochi, el îmi rupe o mână, eu îi rup o mână, el îmi rupe un picior, eu îi bag familia în spital. Ce o să facem până la urmă? O să fim orbi, ciungi, handicapați cu toții?
O să avem o lume de oameni handicapați? Oare asta e o rezolvare? Eu vă spun că nu. Cel răbdător, cel răbdător va aduna faptele bune. Știu că e dureros pentru cele două surori noastre și o să facem rugăciune cu voia lui Allah, cu voia lui Dumnezeu să le scurteze durerea și suferința și să se pună pe picioare cât mai repede. Dar le spun tuturor fraților noștri, mai ales cei din București, să nu aibă nicio reacție negativă. Nici măcar o vorbă urâtă. Lăsați autoritățile să-și facă datoria. Și voi faceți ceea ce a spus Dumnezeu să facem. Aveți răbdare și încredere în El și faceți rugăciunea. În încheiere, aș vrea să facem un pic de doa, un pic de rugă și apoi facem un pic de rugăciune și apoi o să mâncăm sarmalele minunate făcute de soția mea. Doamne, binecuvântează România și ferește-i ticăloșii de trădători. Doamne, binecuvântează poporul român și ferește-l pe el de prostie și intoleranță și ferește-l pe el de tot ceea ce este rău și făcut de om rău. Amin. Doamne, binecuvântează pe toți oamenii și ratelor dreapta credință și ferește-i pe ei de prostie și ferește-i de durerile războiului și a infamilor. Amin. Doamne, binecuvântează-le pe surorile noastre din București care au suferit și ferește-le pe ele de durere mai multă. Amin. Doamne, binecuvântează toți oamenii și îndepărtează-i pe ei de gândurile și de răutate. Amin. Doamne, binecuvântează-ne și pe noi, cei puțini care ne-am adunat aici de dragul Tău și într-o adorare a Ta. Amin. Doamne, binecuvântează pe cei care au construit această casă a Ta și pe toți cei care au construit casă în numele Tău în lume. Amin. Amin.